Să prezint primul această carte de amintiri a unui vechi prieten și companion de vârstă, Barbu Olănescu. Volumul, așa cum vă veți da seama, este compus sau poate fi citit din trei puncte de vedere. Este o carte de amintiri, este o lucrare poate involuntar sociologică și este o lucrare literară. Caracterul memorialist al volumului lui Barbu Olănescu este desigur foarte interesant, dar el se înscrie în cadrul unei serii care începe să devină foarte consistentă a memoriilor, a amintirilor, care au înflorit în ultimii 20 de ani după căderea regimului comunist. Când victimele regimului sau copiii acelora care de atunci au murit, au considerat pe datoria lor, filială, să comunice publicului ceea ce o dictatură de aproape o jumătate de secol încercase să înăbușească. Veți citi, desigur, volumul lui Barbu Olănescu și veți parcurge istoria unei vieți. Unei vieți care s-a desfășurat pe trei planuri: copilăria în vechea Românie, într-o familie avută, cu mulți membri deținători de funcții politice, cu scriitori, și cu rude al căror destin îl prezintă autorul. El trece în fața ochilor un adevărat film, un document în care Barbu Olănescu ne comunică ceea ce are de spus. Câteodată pe scurt, cum ar fi istoria familiei Olănescu, titoriile boierilor olănești, evocările legate de educația foarte îngrijită pe care a primit-o ca toți copiii unor familii care aveau mijloace să-și crească copii, guvernantele, servitorii, liota de servitori, câteodată inutilă, care trăia pe lângă toate familiile ale clasei de sus din vechea României, școlile particulare, cunoscutul Lycée Français, și o lume peste care s-a revărsat războiul. Barbu Olănescu ne descrie evenimente pe care le-am cunoscut mulți dintre noi, începând cu refugiul din 1944, când toată populația României, sau cel puțin aceea care avea mijloacele necesare, se retrăgea, fugea din fața eliberatoarei armate roșii. Sunt descrieri ale refugiului, foarte interesante. Sunt descrieri apoi ale regimului, ale greutăților, persecuțiilor care au urmat. Familia întreagă trecută prin închisori, mama dânsului timp de 5 ani, de exemplu. Descrierea eliberărilor, ale proceselor trucate, ale condamnărilor fanteziste, cu tare pentru același lucru, aceeași vină imaginară de uneltire împotriva regimului, primea câțiva ani, alții primeau mai mult, alții erau eliberați după câteva luni. Barbu Olănescu are o memorie foarte bună. Ceea ce mă privește, care mă laud și acum cu o memorie excelentă, m-am fost surprins să văd de câte lucruri își aduce dânsul aminte și care m-au readus în fața ochilor împrejurări la care nu mai gândeam și care erau deseori dramatice. Cartea, așa cum am spus, este de amintiri. Ceea ce m-a mirat în decursul descrierilor sale este exprimarea unor anumite resentimente față de rude sau de prieteni ai familiei, de la care Barbu Olănescu s-ar fi așteptat să primească mai mult ajutor
în momentul în care unii și alții ieșeau din închisori sau erau dați afară din casă. Aici poate că i-aș face o lecție de morală lui Barbu Ionescu, în sensul că omul așa este făcut, nu-și prea aduce aminte de binele care s-a făcut de alții și mai ales sub regimul dictaturii comuniste, a unui totalitarism care înăbușea totul, era normal ca foarte mulți, de frică, să se ferească de orice legătură care le-ar fi adus la rândul lor neplăceri, închisori sau procese. S-au uitat de fapta bună sau de solidaritatea de familie. Barbu Ionescu ne aduce aminte cum anumite rude sau prieteni de la care s-ar fi așteptat să fie mai solidare n-a găsit decât uși închise, lucru pe care eu nu pot condamna, în sensul că sub comunism lumea trăia sub frică și orice putea fi, putea servi de pretext pentru noi persecuții. Unii, așa cum spune și dânsul, s-au dedat din obligație sau unii chiar din pură plăcere și dovadă ultima carte a lui Lucian Boia, s-au lansat frumoase activități de turnător. Cartea care a fost prezentată astăzi a domnului Boia nu se ocupă de ultimul volum al dânsului, Carnetele unui critic literar foarte cunoscut, foarte cult, foarte fin, care vreme de ani de zile făcea rapoarte împotriva privind toată lumea pe care o cunoștea și creștin literar de prima mână. Acesta era reversul medaliei, decăderea unor oameni în fața totalitarismului roșu. Barbu Ionescu, dimpotrivă, ne arată care a fost ținuta morală, rezistența morală a acelora care țineau foarte mult să nu se lase învinși, măcar în mintea lor, în sufletul lor, de ceea ce căuta regimul să le impună. Barbu Ionescu ne dă ca subtitlu amintiri despre lumea mea. Lumea mea, care a fost și lumea dânsului și a mea, a dispărut. Astăzi se știu foarte puține lucruri despre acea lume, care aparținea totuși unei societăți mici la număr, destul de închise, foarte privilegiate, și care a dispărut pulverizată de evenimentele care au urmat. Pulverizată de teribila luptă de clasă, care imagina dușman și acolo unde nu erau. Faptul că se adunau trei cucoane bătrâne la brici și discutau despre ce se întâmplase în jurul lor, putea fi considerat, câteodată nu era, câteodată era, drept o dovadă de dușmănie. Acea lume a noastră a dispărut, a fost făcută praf, ea mai poate fi regăsită prin cimitire, sub morminte, sau chiar prin cimitirile închisorilor, unde mulți dintre acea lume odihnesc, fără cruce, nu se știe unde au fost aruncați. Lumea mea, dragă Barbule, mai poate fi regăsită și în paginile pe care le evoci. Această carte contribuie la salvarea pe durată a amintirilor unei societăți dispărute, la fel cum s-ar vorbi de o societate pe care nu o mai descoperim decât consultând vestigii arheologice. Nu se mai știe cum gândeau, cum corespundeau acei oameni și chiar cum trăiau. Ei erau martorii unei adevărate culturi, lucru cu atât mai notabil cu cât salvarea acestor amintiri, evocarea unei lumi dispărute, este de mare merit. Și trebuie salvată și de acele tentative care se fac astăzi în anumite cercuri intelectuale de luarea în derâdere, de bășcălia cu care aceia de pe vremuri sunt descriși ca fiind niște vețiți care trăiau într-un chef continuu și sugeau sângele poporului fără să aibă niciun el. Datorită dumitale, dragă Barbule, lumea noastră, câte a mai supraviețuit,
s-a regăsit în acest templu al cărții, care este târgul pe care îl vizităm astăzi. Au venit unii prieteni din Franța, din Germania, unii din țară, rămași aici timp de ani de zile. Cartea este rezultatul efortului comunitare, este și rezultatul flerului literar al editurii Humanitas, care a știut să o descopere și să-i dea viață prin prezentarea care s-a făcut. Și de aceea trebuie să mulțumim atât autorului cât și editurii și domnului, numai puțin, nu editurii și în general, dar și al domnului Cătălin Strat, care a fost redactorul cărții, nu este din păcate aici astăzi, care s-a înhămat la o muncă uneori ingrată de a șlefui un text original puțin zgurlit. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamna Gabriela Crăciun.